intensivă în ideea că să urcăm din UPU pacienți care nu suportă transferul la terapie intensivă. Mai permiteți-mi o întrebare, pentru că la Antena 3 acum am intrat în direct. Cei 6 pacienți vor fi duși în Germania. Astăzi vor fi duși la München și la Nürnberg. Din ce spitale vin, domnule? Aeronava va ateriza de două ori, va avea două aterizări, o dată la München și o dată la Nürnberg. Din ce spitale vin acest pacient? Pacienții de aici, dacă nu mă înșel, vin de la Universitar, vin de la Bagdazar, vin de la Elias, de la Matei Balci. Sunt și pacienți tineri în această aeronavă? Cred că unul dintre ei este tânăr, da. Din nefericire, din cei 73 transferați în străinătate, 22 de persoane și-au pierdut viața. Da, din păcate, asta era de așteptat, că o parte să nu se întoarcă, din păcate, în viață. Deci știam că noi ducem pacienți critici, care deznodământul și aici poate ar fi fost la fel, dar noi am încercat să mai dăm o șansă și să scădem cât de cât presiunea pe medicii care lucrează în România. Domnule doctor, dar au... Am văzut o ușoară scădere în ceea ce privește numărul cazurilor zilnice. Ce ar trebui să știe oamenii, la ce ar trebui să se uite? În primul rând, să nu creadă că această scădere înseamnă din nou că putem să stăm liniștiți, să nu ne mai vaccinăm, să nu mai luăm măsurile de protecție. Deci asta este o scădere care se întâmplă acum a numărului cazurilor, care rămâne foarte mare, iar numărul cazurilor critice din 10.000 de cazuri care ajunge la spitale este destul de mult. Plus, din păcate, încă mulți ajung tardiv la spital. Și de aici noi insistăm să ia legătură cu medicii de familie, cu oricine, cum află că sunt pozitiv, să ia legătură cu medicii, că să poate să se stabilească tratamentul, nivelul de afectare al lor, că să se știe cu ce tratament